Un furt ca în filme a avut loc recent în comuna Rona de Jos. Reclamația a fost făcută în dimineața zilei de 30 aprilie, când proprietarii s-au întors de la o nuntă și și-au găsit casa prădată de hoți. Persoane necunoscute au pătruns prin infracție în imobil și au furat tot ce au găsit de valoare, cauzând un prejudiciu de 20.000 de lei. Investigațiile polițiștilor au dus la identificarea unui bărbat de 33 de ani din Borșa, care este cercetat acum pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. O parte din prejudiciu a fost recuperat și restituit victimei. Un alt furt cu un prejudiciu de 10.000 de lei a fost reclamat ieri. În perioada 4-8 mai, persoane necunoscute au furat mai mulți acumulatori a unor autovehicule parcate în curtea unei societăți comerciale din Baia Mare și dintr-un depozit al aceleași societăți. La 3 ore de la sesizare, polițiștii Biroului de Investigații Criminale au identificat doi tineri de 27 de ani bănuiți de comiterea faptelor. O parte din prejudiciu a fost recuperat și restituit părții vătămate. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat. De asemenea, oamenii legii vin și cu câteva recomandări pentru cetățeni. Una dintre cele mai eficiente metode de protecție o constituie limitarea posibilităților de acces la bunurile de valoare. Cum putem face asta? Să nu permitem accesul persoanelor străine în locuință, să nu lăsăm ferestrele deschise când lipsim de acasă, la bloc să montăm un interfon la intrarea în scară și să ne asigurăm că în hol și pe paliere există o bună iluminare, să nu furnizăm informații despre noi, bunurile pe care le deținem, ori despre vecini, persoanelor străine care pretind că reprezintă diverse instituții, dar care nu se pot legitima. Oamenii legii sunt de părere că și mediul virtual reprezintă un pericol pentru cetățeni, iar asta deoarece nu puține sunt cazurile când maramureșenii se laudă pe internet cu vacanțele lor petrecute departe de casă, în care postează fotografii cu interiorul locuinței sau bunurile de valoare pe care le dețin, ori le scapă diferite informații personale care le pot fi de ajutor hoților. Și lumea virtuală este parte din viața noastră. Să nu transformăm conturile de pe rețelele de socializare în surse de informații pentru infractori, să evităm prieteniile cu persoanele pe care nu le cunoaștem în realitate și să nu dezvăluim date personale celor pe care îi cunoaștem doar în mediul online. Atunci când plecăm pentru o perioadă mai lungă de acasă, să nu facem acest lucru public pe internet și să nu uităm niciodată că neglijența noastră este o invitație deschisă la furt. Aproape zilnic în județ se produce cel puțin un furt care este reclamat poliției.